Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută la 1 octombrie, încrederea în sine și individualismul numărul 1 intră în conflict cu energia balanței, care se străduiește pentru munca în echipă și cooperare, ceea ce dă naștere la două tendințe opuse: dorința de independență și dorința de a face parte din echipă. Adesea mintea spune un lucru, iar inima îți spune atul, astfel încât să poți arăta fie nehotărârea, cât și impulsivitatea și nerăbdarea. Forța motrice a personalității tale este ambiția asociată cu o dorință de succes și recunoaștere, deși iubești tăcerea și armonia. Tu ai mai multe șanse să fii stăpâna situației, indiferent dacă vorbim de profesie, cerc social sau familie. De regulă, Opția aceste lucru nu atât cu puterea de persoasiune sau cu agresivitate crescută, cât și cu capacitatea de a lucra și de a privi spre viitor. Alții simtă din instinct potențialul extraordinar al tău, ceea ce uneori chiar creează anumite dificultăți, din moment ce nu ești deloc ambițioasă. Mai multă decât atât, a fi în vârf este un stres imens pentru tine, în mare parte psihologic. Semnul tău zodiacal aparține constelației balanță. Semnul zodiacal balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, inteligență, diplomație, memorie bună, farmec, profesionalism, indecizia balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil. Abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate, având o natură artistică și te elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă, cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zăițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și... Uneori, ești indecisă, viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare, poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte. Într-un cuvânt, tu podobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, Echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești cuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus, de la Venus tu iei farmecul și frumusețea, planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale, planeta ta în exil este Marte, aceasta este responsabilă pentru lipsa de determinare, precum și pentru îndoiala de sine te străduiești să ai tot ce este mai bun din viață. În acest caz, poți fi foarte indecis atunci când este necesar să comiți o faptă fatidică. Din această cauză adesea ratezi șansa deși ești destul de ambițioasă. În comunicare, ești axată pe parteneriat, cooperare cu oamenii talentați, profesioniști care au obținut succes. Tu demonstrezi o capacitate pronunțată de a cunoaște lumea din jurul tău și, în final, de a-ți dezvolta personalitatea. Dificultățile pe care le întâmpini sunt de obicei legate de cariera ta. De exemplu, poți atinge o anumită poziție socială anii de zile și, atunci când o obții, descoperi brusc acest lucru nu te mulțumește destul de mult. Acest lucru se datorează în parte seriozității excesive, care te împiedică să te bucuri de succesul tău. Uneori pur și simplu nu te poți opri să te gândești la probleme legate de muncă, pe care pur și simplu nu le poți rezolva în acest moment, ceea ce este agravată doar de dorința ta de excelență. De obicei, devii foarte particulară și poți face totul la fel, tu-ți dobândești cunoștințele nu în sala de clasă, ci din experiența practică, profesionalismul tău este impecabil, ești bine educată, încrezătoare în sine sinceră și, în plus, ai un sentiment de demnitate. Câștigi dragostea și respectul celorlalți, chiar dacă durează mulți ani. Când pleci, le lipsești și vorbesc despre tine cu dragoste, chiar și cei care anterior i tratat fără căldură evidentă, te distingi față de alții nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești maleabilă, delicată, estetică, răbdătoare, ești puțin conservatoare. Îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești inclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 1 octombrie soartata? Știi de la bun început ce înseamnă să fii la timp într-un anumit loc ești însoțită de noroc de-a lungul vieții. Cifra 1 are un efect vizibil asupra acelor calități umane care sunt mai evidente decât altele. Cu alte cuvinte, dacă personalitatea ta este inițial moale și amabilă, cifra 1 va consolida aceste caracteristici de mai multe ori. Mai rău este cazul în care vei dezvolta o personalitate rea și plină de ură. Circumstanțele externe intervin foarte rar în atingerea scopului tău, îți schimbi în mod independent prioritățile sau creezi tu singure obstacole în drumul către dorință, îți poți calcula propria viață cu câțiva pași înainte, ca în șah. pragmatismul tău a fost instituit încă din copilărie, adesea izbitor, cu toate acestea, rar reușești să-l folosești pentru câștig personal. Nu este atât de important pentru tine să atingi poziție înaltă la locul de muncă, dar te bucuri cu drag de ceea ce faci în viață. În familie, niciun singur eveniment nu trece de tine, la locul de muncă părerea ta va fi ascultată, iar în vacanță în considerare toate preferințele. Iar această situație nu depinde de carismă, mai degrabă, îți evaluezi rapid abilitățile de lucru, responsabilitatea socială și capacitatea de a acorda prioritatea corectă. Metodele puternice, starea de spirit penetrantă sau agresivitatea pronunțată nu sunt deloc în regulile tale. Ai o carismă semnificativă? Oamenii te urmează adesea și te ascultă mereu. Nu vrei să fii în centrul atenției, dar când se întâmplă, îți este foarte dificil să suporți o astfel de povară de presiune psihologică. Încă din copilărie, Încerci să fii la timp peste tot, curiozitatea se transformă în lărgirea orizonturilor și, în consecință, dezvolți o personalitate cu mai multe fațete. La vârsta adultă, devii extrem de serioasă, muncești din greu și aștepți întotdeauna mai multe beneficii decât poți oferi, aceste lucruri ridică probleme în domeniul carierei, dorința de excelență este departe de a fi întotdeauna plăcută superiorilor și colegilor. Universul ți-a dăruit o personalitate decisivă și creativă. Ai nevoie de capacitatea de a-ți susține propriul eu și capacitatea de a-l proteja. Poți avea adepți și imitatori. Ai obiceiul de a te lipi de opinie personală cu privire la orice problemă. Faci totul de una singură și adesea nu ai suficientă timp pentru asta. Imediat ce vei învăța să delegi responsabilități, lucrurile vor evolua spre mai bine. În ceea ce privește relațiile interpersonale, ai tendința să te ocupi de oameni talentați și hotărâți, însă, de multe ori, nu ai propriile obiective majore. Vei alege un partener de viață, capabil să ajute și să înțeleagă dorința ta de a merge mai departe. Sprijinul emoțional al unui partener este de obicei crucial pentru reușita eforturilor tale. Dragoste și compatibilitate. Delicată, romantică, sociabilă și deschisă, pui aceste relații chiar în centrul existenței tale, cu un partener binevenit și atractiv, te bucuri de ritualurile de dragoste, în ciuda iubirii tale de libertate, te străduiești pentru o alianță familială bogată și de durată, o pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor gemeni sau vărsător, aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura mult timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu fecioara, rac și pești. Cu reprezentanții semnului fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, Lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să-i împingi din casete, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50 la 50. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești individualistă, sigură de sine. Mai mult, poți lucra în echipă, poți colabora. Ai o natură contradictorie. Pe de o parte, tu depui eforturi pentru independență. Pe de altă parte, vrei să faci parte dintr-o echipă, dintr-un colectiv. Mintea și inima ta sunt rareori în armonie toată lumea este forțată să aleagă, să aibă încredere în sentimente sau să acționeze rațional. Tu ești caracterizată de impulsivitate, nerăbdare. De asemenea, ești caracterizată de ambiție, sete de recunoaștere. Este complet firesc să fii stăpâna situației. Calitățile de conducere ale tale sunt bine dezvoltate. Ești un lider bun, dar trebuie să plătești pentru statut. O poziție managerială ți aduce mult stres iar stresul psihologic excesiv îți afectează sănătatea. Te simți confortabil ca subordonat dacă activitățile tale sunt asociate cu proiecte globale mari? În plus, contribuția la cauza comună ar trebui să fie maximă. Sănătate și boli. Tu adopți atât un mod de viață mai practic, cât și unul mai spiritual și ești preocupată de problemele de sănătate? Dacă urmărirea ta pentru excelență se concentrează pe îmbunătățirea sau menținerea propriei sănătăți, o vei urma impecabil, dacă nu, ești destul de capabilă să nu te îngrijorezi deloc de sănătate, trebuie să te preocupi mai ales de rinichi sau organele interne din cauza malnutriției sau a medicamentelor necontrolate. Prin urmare, o dietă echilibrată, cu un conținut rezonabil de scăzută de grăsimi, proteine animale, alcool și zahăr ar trebui completată cu cereale alimentare, iaurturi cu conținut scăzut de grăsimi, legume proaspete și alte produse sănătoase. Trebuie să răți că dietele stricte sunt o cale directă către un pat de spital, cel puțin cu un ulcer la stomac. Pierderea bruscă a greutății este contraindicată pentru tine. Destinul și norocul. Universul ți-a destinat să fii talentată, să reușești, să ai mari oportunități de a-ți arăta abilitățile, dar vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât sporesc acele calități ale caracterului care sunt cele mai pronunțate. Va depinde de tine cum vei aranja destinul tău, în ce condiții vei trăi și ce vei face. Dacă vei semăna bine le vei primi roade bune. Sfaturi pentru tine Principalul tău inamic este fixația. Ai tendința să idealizezi așteptările pentru a nu fi dezamăgită, din când în când, este necesar să te gândești la nevoia de a elimina ochelarii rozi. Distribuie eforturile vieții mai sistematic, lasă-ți câteva frici și îndoieli, ferește-te de predicțiile despre împlinirea ta de sine, învață să transmiți responsabilitățile către alții, ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zica de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, Buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială. Cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi în setă de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lingerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație peinibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Moimton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor, o excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf, dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosește deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce ți oferă cadoul nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens mai bine să nu ți se ofere mărunții chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori argintii. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.